pentru a lămuri elementele esențiale cu privire la împrejurările morții victimei jucăriu Ioan, am dispus efectuarea exumării cadavrului acesteia din cimitirul Sarafinești comun acord și efectuarea necropsiei cadavrului. Noi avem suspiciuni că ar fi vorba de săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, cu legătură la accidentul pe care victima l-a suferit la începutul lunii octombrie 2008, și pentru lămurirea aspectelor am dispus acest lucru. Sunt proceduri nu tocmai curente, nu uzuale. Sunt cazuri excepționale în care un procuror dispune exumarea unui cadavru și efectuarea necropsiei, dar în speța de față, în dosarul pe care îl instrumentez, este neapărat necropsie.